Începem vlogul de astăzi direct din centrul Istanbulului. Astăzi așa facem o incursiune în vechiul Imperiu Otoman și veți descoperi alături de noi tot ce ne oferă aceste străduțe, oamenii din Istanbul, shop-urile și mâncarea tradițională care e atât de bună, credeți-mă că noi am încercat-o deja. Suntem pe strada Independenței, care este cea mai mare stradă pietonală din Istanbul și o să vă arătăm exact ce conține. De fapt, este cel mai bun loc de shopping din Istanbul, așa că o să vă facem un tur complet. E o stradă de 1,4 km, deci avem de mers. Astăzi Dayan o să vă prezinte foarte mult partea istorică a Istanbulului. Eu, în schimb, o să mă axez pe partea de mâncare. Ia uitați aici cum arată toate aceste gherete la care se vinde shaorma. Incredibil. Când am venit în Turcia, noi credeam că nu o să fie nimeni pe străzi, credeam că doar noi ne-am trezit să vizităm Istanbulul în această perioadă, însă chiar și această străduță secundară este cu foarte mulți oameni, o să vedeți câtă lume este pe strada principală. Tocmai am ajuns în Taksim Square, care este punctul, cum să zic, central al Istanbulului și punctul în care cel mai probabil veți ajunge atunci când veniți aici. Și urmează să mergem pe o stradă care este cea mai mare și cea mai cunoscută stradă pietonală din Istanbul. Ne așteptam ca, dat fiind că suntem în perioada Ramadanului, să avem probleme legate de mâncarea stradală sau chiar și mâncarea în general în restaurante, însă să știți că totul este deschis, chiar absolut tot este deschis, orice restaurant, au și mâncare stradală, tot felul de covrigi, kebab și așa mai departe și se poate mânca chiar și pe stradă, așa că dacă vreți să veniți în perioada asta în Istanbul, puteți să o faceți. E o vreme deosebit de plăcută astăzi, cred că sunt vreo 18-17 grade, e soare, e așa o vreme de tricou, deși culmea că oamenii sunt destul de îmbrăcați. Și acum urmează să mergem pe strada Istiklal Avenue. O să vedeți că e o stradă mare care este extrem de populată și are oameni atât pe timpul nopții cât și pe timpul zilei. Această stradă se întinde de la Taksim Square, pe care tocmai l-ați văzut, până la cel mai vechi, de fapt stația celui mai vechi funicular subteran din lume, unul dintre cele mai vechi. O să ajungem și noi acolo și cred că o să-l și luăm și o să ne îndreptăm undeva cu el. Aici găsiți shop-uri de designer, găsiți mâncare care datează din cele mai vechi vremuri. Găsiți cele mai frumoase patiserii și dulciurele pe care le-ai putut vedea vreodată și totul este făcut așa la un nivel de artă, să-i spun așa. Da, așa aranjat, da, niște vitrine excepționale. Ieri toată ziua ne-am uitat prin vitrine și ne-am minunat de cât de frumos pot arate aceste magazine. Această stradă practic are oameni în orice moment al zilei sau al nopții, niciodată nu este goală. Este cunoscută și printre turiști și printre localnici și cam așa arată ea. Este un loc fascinant în care să vii și ai putea să petreci aici, cred că, și mai multe zile. E din ceară. Aici este muzeul de ceară, Dani. Ce interesant mi-a spus Diana de dimineață de muzeul de ceară. Noi nu cred că o să mergem, pentru că am mai avut ocazia să mergem și în alte locuri și nu ne-am dus, nu ni se pare ceva ieșit din comun. Dar domnișoara asta, nu știu cum o cheamă, arată foarte reală. Da, super, deci interesant. Chiar pare reală. Super interesant. Oare e reală? Nu este. Îmi pare rău așa că nu pot să reproduc cât este de real această sculptură din ceară, că ne tot uităm la ea și ne gândim că poate se va mișca. Da. Are toate detaliile de care ți-ai putea imagina, inclusiv pe piele, porii aceia, e incredibil.
Continuăm să înaintăm pe această stradă pe care poți găsi de toate, de la mâncare, la deserturi, la piese de colecție, haine și tot ceea ce te puteai imagina. În caz că vă întrebați dacă Istanbulul este un loc sigur, să știți că tot timpul circulă poliție, oameni înarmați, din când în când se mai întâmplă atentate într-adevăr, însă noi îl simțim ca un loc destul de sigur. Poliția descurajează practic și nu ne-am simțit până acum niciun moment în pericol, am stat doar 3 zile. Deci... Uitați-vă la clădirea asta din dreapta, să știți că toată strada asta pietonală este împânzită de clădiri din secolul 19 și 20, în diferite stiluri, atât gotice, cât și neoclasice și merită să vii, să te uiți la ele și să le privești doar. Să le admiri. Singurul mijloc de transport pe care îl veți vedea pe această stradă pietonală este acest tramvai, care a fost o perioadă închis și apoi a fost readus la viață. Așa, este un tramvai nostalgic, să-i spunem. El circulă în fiecare zi pe aici. Poți să iei bilet, să te plimbi cu el dacă dorești. Și pe vremuri, la începuturi, acesta a fost tras de cai, dacă vă puteți închipui, pe vremea Imperiului Otoman. Acest tren se oprește, acest tramvai, de fapt, se oprește de 3 ori pe această stradă de 1,4 km și biletul face parte din biletul normal de transport din cadrul Istanbulului. De fapt, Istanbul are un fel de card pe care îl achiziționezi și îți garantează toate mijloacele de transport în comun. Acest tren, feriurile, basurile și metroul. Bine cântă băieții aceștia. Turcii sunt așa destul de agresivi ca și comercianți. Deci trebuie să fiți foarte atenți pentru că sunt super versați. Acum, de exemplu, treceam pe pod și la un moment dat un tip a trecut pe lângă noi, el făcea pantofii oamenilor, a trecut pe lângă noi și i-a căzut o perie. Noi am spus, hei, vezi că ți-a căzut peria. El a luat peria, mi-a mulțumit și după aceea spune, a făcut un gest ca și cum în semn de mulțumire să vină să îmi facă pantofii. Eu am explicat că nu vreau, a insistat, s-a instalat cu taraba, aproape că eram să cad în plasa lui și a trecut o doamnă la un moment dat și mi-a făcut așa. Și cred că ăsta era trucul lui, și-a lăsat peria să cadă ca doar ca să poată să ne abordeze, ca după aceea să ne facă pantofi și să ne ia banii. Și n-a fi prima situație. Da, ieri ni s-a întâmplat la fel, a venit un tip, i-am pus în Diana în brațe un trandafir, noi am spus că nu-l vrem, a plecat și după aceea s-a întors înapoi și să ne ceară bani pentru trandafir. Că Allah, că are doi copii și poveștile clasice. Până la urmă a luat trandafirul înapoi, dar când a plecat așa din viteză a lovit-o pe Diana un pic în picior, nu știu dacă intenționat sau nu, dar aveți foarte mare grijă. Da, ideea este că nu sunt ca cum erau în Asia de Sud-Est, că ăia nu se supărau, ăștia par destul de agresiv. Da, par așa agresiv, se supără, dacă e refuz, se enervează foarte tare. Unde suntem acum, Dani? Suntem în continuare pe pod, urmează să mergem către bazar. Haideți! Practic, la baza podului, dacă cobor pe niște scări, există o sumedenie de restaurante. Restaurante, cafenele, ceainării, dar nu e ceva deosebit, nu ne oprim aici, pentru că e destul de mare și curentul, gălăgia vaselor. O să mergem direct în capătul podului și acolo vom ajunge în Marele Bazar.
dar în schimb ai un view destul de fain, după cum puteți vedea, de aici, de la restaurante. Ideea este că nu suntem obișnuiți așa cu stilul ăsta mai, cum să zic, foarte insistă foarte mult și atunci e destul de ciudat pentru noi, dar nu e nicio problemă, adică trecem peste. În momentul în care vii cumva în Turcia sau în orice țară de altfel, trebuie să fii pregătit pentru stilul fiecărei culturi în parte. Despre da, asta și fiecare are trucurile lui, fiecare are metodele lui, așa că ideea este să nu devii prea sensibil. Da, și să nu judeci cumva. Tu trebuie să treci peste pentru că ăla este stilul omului respectiv, stilul culturii respective, de fapt, așa au fost învățați de mici și atunci trebuie să iei totul ca atare. Imediat ajungem pe partea cealaltă a podului Galata și aici vom descoperi două moschee foarte interesante pe care le vom vizita și Grand Bazarul este pe aceeași parte. Cam asta e nivelul de aglomerație din bazar și în general din zonele în care se vinde ceva. Aici încă nu suntem în Grand Bazar, suntem sub podul care duce la și deja e așa. Deja e nebunie. În weekend e și mai mare nebunia, se pare, ne-a mai fost ieri, dar nu era chiar așa de grav. Să vedem dacă o să reușim să intrăm în Grand Bazar. Dacă nu, noi am fost deja ieri, am tras câteva cadre și vi le arătăm aici. Intrăm în zona Grand Bazarului. O să vă povestesc mai multe după ce trecem de securitate. Grand Bazarul este una dintre cele mai vechi și cele mai mari piețe acoperite din lume. Are peste 61 de străzi și peste 4.000 de magazine. Însă ce e spectaculos aici, pe lângă cultura și oamenii care îți vând sau încearcă să-ți vândă diverse lucruri, este arhitectura locului. Este acoperit de piatră, a fost construit cu piatră și cu cărămidă și locurile sunt spectaculoase, după cum vedeți, arcadele din spatele meu. Aici se vând bijuterii, spices, aur, în funcție de fiecare zonă. Practic, pe vremuri, fiecare stradă sau fiecare zonă a Grand Bazarului avea specificul ei. Acum au început să se aglomereze cumva și nu mai există un specific neapărat. Însă, foarte interesant este modul în care comercianții te abordează și încearcă să te facă să cumperi. De multe ori o să te abordeze chiar și în limba română, ne am pățit-o. Acum două zile, par așa foarte primitori ei, însă trebuie să știi că prețurile de la care se începe negocierea sunt de aproximativ 5 ori mai mari față de prețul normal. Trebuie să fii un foarte bun negociator, să-ți păstrezi răbdarea, pentru că în cele din urmă am înțeles că poți să ajungi la un preț convenabil pentru tine, dar și pentru el cu siguranță. Suntem acum la Gate 4, deci noi am fost pe o stradă secundară, să spun așa, a Grand Bazarului, într-un bazar secundar. Însă, până acum, au intrat pe aici 2000 de oameni, doar în Gate 4. Nu vreau să-mi imaginez ce e în bazarul principal, nici nu știu dacă o să intrăm, pentru că efectiv nu te poți mișca. Dar este foarte interesant așa să observi cât de multă lume poate să fie într-un singur loc și toate mirosurile astea care te cuprind de la spices, vedeți și în jurul meu, e plin de curmale, ciocolată, nici nu știi ce se ascunde aici. Cam așa arată strada pe care trebuie să te duci pentru a ajunge în Grand Bazar, vă dați seama că nu o să putem să trecem pe aici. În schimb, facem stânga și încercăm să ieșim din aglomerație, dacă putem. Dani, chiar o luăm prin aglomerație? Haide, Diana, să ne riscăm puțin. Uite ce stradă frumoasă este aici. Ar fi păcat să nu mergem și pe ea. Am ajuns aici la costume, rochi. Se și lucrează. Costume, rochi și flexuri, să spunem așa. E nebunie ce poți să găsești pe aici. Să nu credeți că prețurile sunt așa cum erau pe vremuri, cum veneau, știu că veneau pe vremuri românii ca să cumpere din
Turcia lucruri să le vândă în România, nu se mai pune problema de așa ceva, pentru că și aici acum prețurile sunt destul de mari. Așa aglomerație de oameni. Am văzut vreodată? Foarte mult timp. Am văzut la un templu într-o zi de ianuarie. În 1 ianuarie am văzut la un templu în Thailanda când am fost. Da. Cu siguranță e frumos înăuntru, dar noi nu vom sta la o coadă atât de mare. E imensă coada, deci are câteva sute de metri coada și cred că durează extrem de mult. Probabil aici, din cauza faptului că este intrarea gratis, așa e, Diana? Da. Cele două mari moschee din Istanbul sunt Hagia Sophia și sau Hagia Sophia, nu știu exact cum se pronunță, și Blue Mosque. Practic, acestea sunt cele două. Amândouă au intrarea gratuită și aici este o aglomerație de oameni. Mă gândesc că pentru că e weekend și e o zi frumoasă, chiar e o zi foarte călduroasă, dar e o coadă imensă și nici nu vreau să imaginez ce e înăuntru dacă afară e așa. Eventual, așa, dacă veniți în viitoare, probabil că o să venim și noi, dar momentan nu o să facem alegerea. Da, eventual puteți să veniți într-o zi de vineri sau într-o zi de luni, dacă sunteți într-un city break, dar nu alegeți o zi de weekend pentru că e foarte multă lume. Noi suntem întotdeauna cu căutarea locurilor de people watching, așa că am găsit aici un loc chiar lângă Hagia Sophia și Cistern Basilica sau Cistern Museum, care este un alt loc pe care să-l vizitezi în Istanbul. Așa că o să stăm aici, o să bem o cafea, așa să ne relaxăm. Chiar pe aici, prin fața muzeului, trece tramvaiul și ocupă practic toată strada, doar tramvaiul trece atât. Se întâmplă 1000 de lucruri aici, se face și înghețată, sunt mii de oameni pe străzile Istanbulului astăzi, așa că avem nevoie de puțină relaxare ca să ne revenim. Prin care puteți să vizitați Istanbulul este prin acest cu acest bus, care este un hop-on, hop-off bus, exact cum e în marile orașe, însă noi nu-i vedem neapărat rostul pentru că nu sunt atât de multe locuri de văzut, să spun așa. Poți să te duci pe jos sau cu tramvaiul sau cu orice alt mijloc de transport. Și ideea este că cam toate obiectivele turistice sunt la distanță de mers, foarte aproape unul de celălalt, 5 minute, 10 minute, ceva de genul ăsta. Următorul nostru obiectiv este Topkapi Palace. Este de fapt și un muzeu și un palat. Intrarea aici este 500 de Turkish Lira și astăzi nu vom intra, însă vă recomandăm să-l vizitați pentru că este unul din principalele obiective din Istanbul, pe lângă Hagia Sophia și The Blue Mosque. O să vă arătăm puțin curtea palatului și cum arată și din afară și din interior. Pare că e în construcție o parte din loc. Cred că intrarea este gratuită în curte, deci nu împrejurim și doar interiorul. De fapt, cred că muzeul se plătește 500 de Turkish Lira. Avem aici mâncare peste tot. Eu cred că nu știu dacă există vreo străduță unde n-am găsit noi mâncare. Peste tot este plin de mâncare și gustărele. Dar ce-i drept este extrem de aglomerat, așa că e normal să fie mâncare peste tot.
la ieșirea din palat am dat de intersectarea Golden Horn-ului cu strântoarea Bosfor. Aici se află strântoarea Bosfor, este chiar străbate cumva Istanbulul, se află între partea asiatică și partea europeană a acesteia. E un peisaj impresionant pentru noi, mai ales că sunt foarte multe vase care străbat acum strântoarea și respectiv râul Golden Horn. Pe cât de prietenoasă pare vremea, ne-au înghețat urechile. Tocmai a început așa un vânt de vreo o oră și se pare că nu mai vrea să plece. Da, și până nu era vânt, chiar era foarte cald, acum s-a răcit vremea. Dar oricum, imaginea pe care o avem în față e spectaculoasă. În partea dreaptă, unde... Ah, salut! Acum nu mai vedeți, dar o să vă arate Dani. Exact în direcția mea, cum vedeți pe partea cealaltă, este zona Galata, care nouă ne place foarte mult. Imediat o să vă ducem la turnul Galata, care nu de mult era cea mai înaltă clădire din Istanbul. Și se vede, are o vedere panoramică, poți și să urci în el. Și de asemenea putem vedea aici podul care străbate strâmtoarea Bosfor și care separă cumva cele două părți. Partea unește asiatică, de fapt cele două părți. Unește cele două părți, partea asiatică și partea europeană. E o priveliște impresionantă, chiar e frumos și mă uimește cât de albastră este marea. De ce Marea Neagră nu e albastră, dat fiind că aici practic trece Marea Neagră, nu? Din cauza algelor. Ea spune, Diana, se prinde pește aici. Nu știu, da, un om trage atât de tare de bățul ăla, de zici l-am că se rupe. L-am văzut și eu, hai să vedem. Aduce ceva la mal sau aduce doar speranță? Aduce se pare că doar speranță a adus. A, nu știu ce să zic, stai că încă trage. Sau i s-a prins undița în ceva? Da, unul în celălalt. Unul în celălalt? Exact. Ce vedeți aici jos este o reprezentare a Golden Horn-ului, care este fâșia aceasta albastră îngustă și a strântorii Bosfor, care este cea din față. Și toate aceste, cum să zic, ridicături sunt... Sunt niște construcții din metal, practic. Da. Sunt reprezentarea diferitelor obiective turistice. De exemplu, aici este Spice Bazaar, unde am fost mai devreme, moscheea, uitați câte sunt aici. Asta este practic zona Sultan Ahmed, cred că se numește, unde am fost noi mai devreme. Topkapi Palace cu... mai găsim aici? Istanbul Archaeological Museum mai văd aici, sunt foarte multe. Moscheele și toate cele. Dar e faină reprezentarea asta. Da, e foarte interesantă. Mai ales că e un spațiu deschis în care nu se întâmplă foarte multe și atunci poți să pui toate aceste reprezentări ale muzeelor și ale obiectivelor turistice din Istanbul. Diana a mai rămas să mai vadă puțin ce obiective turistice mai avem de văzut. Ia spune, Diana, cum e? Mai avem ceva de văzut sau am înghețat suficient? Așa frig s-a lăsat. Păi nu-mi dădea aici la calcule exact cum sunt așezate, dar cred că pur și simplu mie nu-mi dau. Urmează să mergem să străbatem din nou Galata Bridge și apoi să ne îndreptăm către Galata Tower, care este un turn superb. Adică mie cred că zona Galata îmi place cel mai mult. Acolo am avut și prima cazare despre care v-am povestit deja, Ararat Hotel. Și e o zonă plăcută. Chiar acolo să ne petrecem următoarea jumătate de zi. Pentru că ne era foarte poftă de castane, ne-am cumpărat 200 de grame de castane. Cât au costat, Diana? 15 lei. Hai să vedem ce gust au. Da, să știți că nu au niciun fel de gust castanele astea. La când ne-am uitat la ele și le-am poftit, mai bine nu le luam. Sunt ca niște mere, crâșnesc, așa între dinți. Nu sunt coapte, arată extraordinar, dar gustul n-are nicio legătură cu castanele românești. Da. Asta este. Ai de unde să le viasă toate. Un alt obiectiv turistic care nu mi s-a părut în niciun
pe mine se pare super impresionant. Sunt scările din spatele meu, sunt construite de o familie bogată, pe vremuri, ca să rămână în memoria orașului. Azi zice că, adică, se spune că sunt impresionante, dar nu știu ce să zic. Sincer, dar nu prea se întâmplă nimic aici, așa, sunt doar niște scări banale, aș spune, dar probabil că au rămas de pe vremuri străvechi, au rămas foarte populare. După ce continui să mergi pe Strada Independenței, practic la baza ei ajung să fie niște străduțe mai înguste, care merită vizitate pentru că sunt o mulțime de magazine aici și e feeling-ul așa destul de interesant când mergi pe stradă foarte îngustă. Însă, principala atracție, după ce străbați și străzile înguste, este Galata Tower, turnul Galata, care este un turn de 67 de metri înălțime. A fost construit pe vremea bizantinilor, dar o să vă spun mai multe detalii când ajungem la el. Bine ați venit la turnul Galata. Acest turn este un turn de pe vremea bizantinilor, după cum v-am spus, însă în cele din urmă a fost distrus din cauza unor incendii, unor cutremure și a fost reconstruit de genovezi, așa cum îl vedeți astăzi. Are 67 de metri înălțime, este construit din piatră și într-adevăr este spectaculos. Se poate intra, are vedere panoramică și are un fel de terasă cu vedere panoramică sus. În fiecare zi când am trecut pe aici a fost o coadă destul de mare. Astăzi coada este și mai lungă. Și nu știu dacă merită să urci până sus în momentul în care este o coadă mare, pentru că spațiul este destul de restrâns și zona cu vedere panoramică este destul de restrânsă și în felul ăsta nu vei putea să te bucuri într-adevăr de ceea ce îți poate oferi acest tur. Am spus totuși să mergem să vedem cât este de mare, de lungă coada, ca să vedem cam cât ar fi timpul de așteptare și sincer e tot așa de câteva sute de metri. Și am spus chiar nu are sens pentru că ne-am uitat și sus, e plin de oameni, se înghesuie toată lumea ca să vadă o privire, să aibă o privire panoramică de acolo, însă noi nu vom rămâne astăzi. Declarăm ziua de astăzi o zi plină, am vizitat tot Istanbulul cap-coadă dintr-o parte în cealaltă, am ajuns înapoi în Taksim Square. Între timp am mâncat și un kebab foarte bun cu o cărniță perfectă, era ceva de oaie, foarte aromată și cam atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut vlogul nostru din Istanbul, vă rugăm să ne dați un like și ne vedem data viitoare pe Bilet de Vacanță!